De ce mă, că vulnerabil pentru fânti? Dan aici stă cu degetul ridicat, dar nu cel pe care vi-l imaginați voi. Este degetul de ok, suntem live, cred. Suntem live? Da. Domnul Dan? Am înțeles, super. Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi au venit veteranii, i-am lăsat pe copii să se distreze săptămâna trecută. Astăzi venim noi să vorbim despre vulnerabilitate. Am vedem ce este. Înainte ne-am încălzit cu tot felul de povești amoroase. Una cu femei, una cu bărbați. Nu nu știu ce o să iasă astăzi aici, dar sigur o să iasă un subiect fain, pentru că vulnerabilitate este un subiect destul de greu de accesat în mintea oamenilor, pentru că nu vrem. De ce să fim vulnerabili? Pentru că apreciem ca fiind vulnerabilitatea fiind o slăbiciune și atunci dacă suntem slabi, ne văd oamenii nașpa, ne judecă, ne critică și atunci tot ne transformăm în tot felul de scenarii, nu? ne punem deasupra masca de femeia puternică, bărbatul ideal, strălucitor, nu Flaviu. Da, da. Uh, oameni buni, acesta, acesta este subiectul, a fost uh, ales în unanimitate, am spus, facem vulnerabilitate, da, deci așa s-a stabilit uh, unanimitate, am votat... Uh, <laughs> uh, Haideți să vedem ce înseamnă vulnerabilitate. Nu mai știu care e butonul, cred că acesta. Hai să vedem ce înseamnă vulnerabilitate uh, din perspectiva a trei bărbați, trei crai și o, creiță crăiță, cum îi Cum Creiasă. Crăiasă. Nu, e crăiță, e crăiasă. Crăiță e mică. Da, crăiasă. Crăiasă? Bine, mă, hai să facem. Mă, pentru că suntem trei fete și un băiat, eu zic să lăsăm uh, băiatul. Băiatul. <laughs> să înceapă. Hai să vedem, Maria, ce înseamnă vulnerabilitate din perspectiva unei doamne, domnișoare. Bună dimineața. Bună dimineața și bine te-am regăsit. Da, te cum mai adus. bine v-am găsit pe toți. Mă bucur, sper că sănătoși și da, da. voioși, da. Da, da, da. Clar, nu. Spunei George că vulnerabilitatea înseamnă de fapt slăbiciune și că toți ne ferim de ea. Dar da. din punctul meu de vedere, slăbiciunile ne fac umani. Yes. Corect da. și sunt de acord cu asta. Uh, da copiii sunt vulnerabili, sunt cei mai sinceri, cei mai deschiși, cei mai faini. Da? Copilăria este cea mai faină perioadă din viața noastră. Dar, totodată, cea mai vulnerabilă perioadă din viața noastră. Și totuși, devenind adulți, uităm să fim copii și ne ferim să mai fim copilăroși. De ce se întâmplă asta? Pentru că ne este teamă, da? să nu fim judecați, ne este teamă mm. să nu fim arătați cu degetul, ne este teamă că vom fi uh, văzuți niște oameni slabi, iar noi vrem să fim puternici. Eu nu vreau să fiu neapărat puternică. Eu vreau să fiu eu, cu vulnerabilitățile și slăbiciunile mele, pentru că doar așa mă pot bucura de ceea ce simt și de ceea ce se întâmplă în jurul meu și în viața mea. Tu ce părere ai, Cătălin? Da. Eu? Ca toată lumea, cred că vulnerabilitatea e necesară, pentru că până la urmă e partea creației. Când ești vulnerabil, ești creativ. Uh -huh. Dacă ești prea controlat, deja ești blocat în fenomenul cultural de bază, ce zice societatea. Uh -huh. Și dacă societatea zice, tu trebuie să taci și să te abții, să rămâi blocat în fenomenul tău uh, uh, normal, uh -huh. că dacă ești pe stradă să nu te uiți la stele, că zice lumea că e l pe ăsta, să uită la stele, dacă te uiți în jos, ăsta e în gândură dacă te uiți în stânga, în dreapta, ăsta e prea curios, dacă... deci oricum o dai, nu iese bine. Uh -huh. E un sentiment de a parține și de a te încadra în niște tipare, tocmai pentru... O a simți că trăiești, că ești, că ești, că ești vizibil, că, 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 Iar vulnerabilitatea în spatele, și asta și eu cred acest lucru, în spatele a ceea ce pui acolo, s-ar putea să stea chiar un talent, să stea, o, exact, exact. să stea exact ce trebuie din punctul meu de vedere, adică da. pentru care oamenii să, să, te iubească așa cum ești, indiferent ce faci și ce o, ești. Cum nu o să asta. reușești să-i faci pe toți să te iubească. Asta este clar și asta ne dăm seama, uite, dacă stai să te gândești, uh, când începem să conștientizăm vulnerabilitatea? Putem da. să o facem la 20 de ani? Nu. No. Mm? Din punct de vedere științific e greu să o, exact. să o conștientizezi la modul care sunt vulnerabilități, care sunt riscuri, care mm -hmm. sunt amenințări, care. Mai târziu așa după ce ai ceva experiență. Și sau ai o chestie nativă. Identifici tu vulnerabilitatea lui gel că ți-a luat, nu da, știu da, ce, da, da, o jucărică da, da, da. și unde poți să... Uh, când că să nu e acolo și atunci eu iei, <laughs> știi? Ceva de genul ăsta. Dar e o chestie nativă asta, nu poți să zici că a gândit-o sau... da Că știe că e baubau -bau acolo care se supără dacă ia jucărica. Dar dacă nu e baubau, ia la jucărica. Deci e vulnerabil. <laughs> asta mă refer la copii. Da. Cum am putea să încadrăm vulnerabilitatea? Nu? Și Hai să dăm câteva lucruri care să conducă către vulnerabilitate. Nu știu. Cum am putea spune? Vulnerabilitate înseamnă doar așa, adică să privim sunt, atât, sau putem să spunem, să spunem așa, uite, în, sub, deasupra vulnerabilității, egal, ar putea fi asta. Hai să vedem. Eu cred că aș zice, sau din punctul meu de vedere, vulnerabilitatea, dacă o vezi așa, nu o vezi ca pe o slăbiciune sau o accepti. În momentul în care o accepti, vulnerabilitatea devine o putere, din punctul meu de vedere. Uhum. Pentru că o accepți, o interiorizezi și o arăți în afară. Uhum. De multe ah, ori puret. avem frica asta de a, ne, de a ne arăta exact cum suntem, ceea ce suntem. Uhum. Pentru că nu suntem aliniați cu noi înșine. Uhum. La momentul în care îți arăți toate vulnerabilitățile sau o parte dintre ele, tu de fapt devii puternic. Pentru că ești conștient de ele și le, și le controlezi. Pentru uhum. tine, în primul uhum. rând. Și atunci, din punctul meu de vedere, devii mult mai puternic. Ama, vulnerabilitate egală autenticitate? Despre asta vreau să vorbesc, că tu ești adeptul și cu toții și eu sunt adepta autenticității, iar în momentul în care uh, conștientizezi vulnerabilitatea și uh, uh, ai o vulnerabilitate asumată, adică în anumite mm -hmm. limite, automat uh, calea spre autenticitate este una sigură. Deci, clar, este vorba despre autenticitate, asumarea, să ai curajul, ca să ai curaj să îți asumi slăbiciunile, să ajungi către autenticitate, este extraordinar, părerea mea. Uite, de vreo săptămână sau două, nu știu dacă vă uitați la și-l urmăriți pe Joe Reagan, în celebru top 3 podcaster din lume, a făcut o mutare în luna mai de la... El își făcea episoadele pe YouTube și s-a mutat pe Spotify. Iar bineînțeles, dacă urmăriți, e un tip destul de autentic și vulnerabil. Adică el este el așa cum este, are și a adus invitații în emisiunile sale, nu știu, există un top. Sunt toți de la actori, antreprenori, celebri, aș putea spune. Și cei de la Spotify au sau articolele din presă spun că cumva au o provocare a angajații Spotify pentru uh, modul în care Joe Reagan se cumva și pune și denigrează imaginea imaginea Spotify. Pe de altă parte, și bineînțeles, asta erau curiozitățile din presă, ce se va întâmpla? Se pun presiunea asupra episoadelor pe care le face Joe Reagan, el și mai înjură, mai fumează, bea whisky, are în ciugară. Adică, aia este el, a este el și, bineînțeles, sunt păreri pro și contra, pe de o parte, dar pe de altă parte, cei care îl cunosc și care îl admiră, a spus, nu știu dacă este cineva în lumea asta care îl va schimba pe George Regan. știi. Adică, dacă nu se împlinește dorința celor de la Spotify, cu siguranță există o multitudine de alte opțiuni. Cu atât mai mult că în momentul în care s-a făcut trecerea, și asta inclusiv din punct de vedere imagine, Spotify a sărit cu, nu știu, de trei ori a crescut pe, pe piața bursieră. Deci, ce înseamnă impactul pe care îl poate avea un, un om în autenticitatea sa, iar cu toate astea sunt oameni, da, care sunt parte din acel sistem, care spun, băi, trebuie să corectăm, să edităm live-urile sau videourile pe care tu le faci în, în exterior, pentru că cumva denigrează, într-un anume fel, imaginea uh, companiei. Uh, nu cred că va a renunțat Georeg uh, niciodată la cine este pentru un contract, nici pentru nimic în lume. Și acum, întrebarea este... Uh, autenticitate, vulnerabilitate. Uh, vezi că aici apare chestia asta. De ce renunți la vulnerabilitate sau la autenticitate pentru un contract, pentru acceptare, pentru a te încadra în anumit tipar? Când de altfel succesul său a venit de aici, exact de aici. Dar faptul că s-a pus, pus în fața camerei acum câțiva ani de zile buni ani și a făcut și a, și -a vorbit și -a, și a transmis exact ce a simțit. Fără să stea să gândească că, eu știu, cineva îl judecă, îl critică și are câteva milioane de urmăritori și nu cred că are vreo, vreo grijă pe tema asta. Deci, cu alte cuvinte, uh, poate să fie un exemplu și putem să transmitem asta, că vulnerabilitatea este autenticitate evident, și uh, cumva asta înseamnă să fii tu, punct, fără niciun fel de mască judecată. Da, dacă ar fi să o defalcăm pe domenii și zone de... Mm -hmm interferență sau neinterferență, până la urmă vulnerabilitatea e bună dacă e știut în domeniul ăsta al creației, că e public da. speaking, că e știi că ai o problemă cu vorbitul și te pregătești sau așa. Da. Dar dacă treci în partea aia la altă tehnică antreprenorială, vulnerabilitatea e un defect pentru tine pentru că pe piața muncii sau pe piață, unde vrei tu să-ți desfaci marfa, uh -huh. dacă adversarii îți descoperă această vulnerabilitate, că nu ai oameni buni pe achiziții sau pe vânzări sau la resurse umane să uh -huh. aducă oamenii buni în firma ta, o să pierzi piața. Da. Nu mai ai contact real cu piața. Sau în IT, dacă un hacker îți descoperă vulnerabilitatea în nu știu ce program, nu e bine pentru tine că îți deteriorează tot sistemul. Și atunci trebuie să vedem care este partea bună a vulnerabilității în zona creației și care este partea mai puțin bună în zona de protecție a business-ului. A... Am înțeles. Hmm. Aici iară este o discuție și eu cred că cei care au fost cât se poate de transparenți, uh, e adevărat că se pot proteja date, eu știu, sau informații sau găsești o variantă, dar acum cu cât ții mai mult să protejezi, uh, vor fi curioși să te caute, să te duboare. Păi nu, dar îți dau un exemplu, în zona haute Couture, dar tu îți pregătești o lansare de modă de la Paris în data de și cu două săptămâni înainte ți apar toate proiectele pe Facebook. Îți dai seama câtea... a... Da, ruinat. și asta, poate să fie, și asta poate să fie. Acum mai depinde într-adevăr din ce, din ce, perspectivă poți să privești vulnerabilitatea. Da, corect, uite, poate să fie și asta o abordare. Bun, deci atunci, cu alte cuvinte, vulnerabilitate egal, hai să vedem, cum putem să... Pentru cei care vor să aibă această întrebare, bă, ce înseamnă până la urmă vulnerabilitate? Am și eu ceva de spus pe ce ai adus tu în discuție, Cătălin. Adică hai să ne uităm puțin în jurul nostru, și o să vedem puțin uh, la ce suntem cu toții vulnerabili. Da, uite, poate să fie asta o chestie. La ce suntem cu toții vulnerabili? La emoții. Exact. Da? Uh -huh. Prima mea dragoste, prima ta dragoste, prima primii fluturași în stomac, am fost vulnerabil, wow, wow, wow. Dar emoțiile astea, de fapt, construiesc relații. Și nu este vorba doar de relații de... Amor, de dragoste, de iubire, da? Este vorba și de relațiile de la birou, de la serviciu, da? Uh -huh. Pentru că eu, de exemplu, în vânzări, uh -huh. da? Îi uh, vând uh, lui Flavius, lui Flaviu ceva, da? Da. Și îi, uh, îi urmăresc un pic punctele slabe ca să pot să-mi fac treaba, să pot să văd care sunt nevoile și să îi văd punctele slabe, să îi văd punctele vulnerabile. Deci vulnerabilitatea este bună și în vânzări. Este bună și în relații pentru că te faci. Să identifici la celelalte vulnerabilitățile? Da, 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 da. În da, ideea da. de a profita de acea vulnerabilitate, în ideea să, să mergi pe business-ul, da. Sură bine, asta Deci bine azi, bine. eu consider că asta este o tehnică de vânzare, să identifici punctele slabe și așa mai departe. Am de, ce de înseamnă mă puncte slabe, în stai puțin, că până la urmă puncte slabe poate să însemne că am nevoie de ceva, iar eu te sprijin. Ok. Că dacă eu te. Și cu maceta s-a terminat povestea, adică înseamnă că te manipulezi, te dominte. Nu mă refer la lucruri de genul acesta, nu ajungem la dominare și la și în momentul în care se prezintă în fața mea un client care este blank, este după un șablon, nu simte nimic, nu are niciun fel de emoție, da, și eu nu pot să-i. Deci ce le pe el? Eu, păi nu, uh, 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 povestea Cătălin că Era doar un exemplu. vulnerabilitate gale, emoție, da, De asta da, 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 da. l-am arătat. Da, uh, în momentul în care uh, omul acela da, este în fața mea și nu, uh, nu mi-arată mi mi un pic cum îl pot aborda, da. Este cumva un, uh, un zid în fața mea, eu îi vând un pic mai greu. Dacă uh, automat da, el e... este un pic mai vulnerabil, adică ce înseamnă vulnerabil, îmi, îmi dă puțin din casă, dar uite, eu sunt așa sau eu am nevoie de X, atunci uh -huh. eu știu puțin pe ce latură să mă duc cu el. Asta înseamnă aici că vine, cumva? vine și un risc, o că te întrerup. În momentul în care profit să zic așa cu numele uh -huh. de rigoare de vulnerabilitatea celuilalt, uh, poate în momentul în care își va da seama a doua oară, poate nu vă mai cumpăra de la tine. Uite, poate să fie Ei și depinde. asta, da, nu, bună asta, dar poate să fie, asta uh. pentru că am mai fost și un mânzăr, niște ani, uh, <laughs> asta poate să fie modul în care o declar. Descoper la tine, la dumneavoastră, că aveți nevoie aceasta pot să vă ajut, Bine să vă înțeles. sprijin, să vă ofer o chestie genul ăsta, adică da, asta dacă ține... Da, frumos, da, atunci da. Și pachetatul ăsta este autentic și vulnerabil, adică asta mi se pare ok. Adică dacă simt că la tine este o nevoie și pot să ți-o prezint, îți las spațiu și libertatea să alegi, dar eu ți-o prezint, asta înseamnă că din întrebări, din modul în care exact. am experiența de fă de exact oamenii, încep să-i pună în, eu știu, pe pattern -uri, da, e fantastic. Nu, asta funcționează numai în vânzări, peste tot, în orice. Exact, despre asta vorbeam, că uh, practic îți construiești o relație, o relație profesională, dar nu mă refer doar acum, hai să mergem în aria relații uh, personale. Da. Și în relațiile personale, hai să fim serioși. Dacă începi să-l cunoști pe celălalt, da, cu bune curele, da, cu vulnerabilitățile lui și și el pe tine, da. automat Relația aceea funcționează pentru că intervine cunoașterea, da? Intervine. Da. Uh, și atunci Dar nu cu un modul știi? A, ah, deci eu știu pe asta. Acolo doar. Deci, pun doar accent pe lucrurile pozitive. În Poate să fie și putem să conducem când îți descoperă cineva vulnerabilitățile sau dacă descoperi ce faci cu această cunoaștere. Uh, o joci la maceta sau o joci în sensul în care îl protejezi? Pentru că îi cunoști vulnerabilitățile și mai mult decât atât îi le, îi le protejezi, îi le recunoști, îl încurajezi sau o încurajezi să și le dezvolte dacă dorește iar spațiul ei, ei lui. Da, deci nu e ușor, adică nu e greu să identificăm uh, vulnerabilitățile. Noi credem că suntem tari, zmei și ținem masca aia așa ca în omul de fier. E, nu, ai cum. Adică Asta știi și la, apropo, când îți un om într-o organizație, am spus de fiecare de ani de zile și fac asta. Mă, trei luni de zile, nici măcar nu mă, nu fac nicio idee. Adică te las, lucrez cu tine, te las să te miști. În trei luni pot să-mi dau seama cine ești. Așa, la prima, la o discuție de un interviu, ce să-mi dau seama? Poți să-mi spui ce vrei și oricât de talentat aș fi în a identifica eu știu, vulnerabilitățile și calitățile și așa mai departe, tot nu pot să-mi fac o idee, pentru că Omul reacționează diferit în condiții de stres, în condiții de bine, în relația cu sexul feminin, sexul masculin, cu trei bărbați, cinci fete, deci total diferit, deși trebuie să înțelegi ce se întâmplă. Deci, cumva, vulnerabilitatea. Acum, pe de altă parte, dacă vorbim despre vulnerabilitate, perspectiva noastră și ca mesaj, este ok să fim vulnerabili de dimineață până seara, non-stop, zi de zi? Nici chiar așa. Ești chiar și așa. eu zic că nu. Uite, spre exemplu, mie îmi place, da un exemplu, ciocolata. Este ok să mănânc de dimineață până seara? Nu, pentru că la un moment dat dacă mănânc o, o pătrățică... Vă uh, puțin, că fiind rău, mă? Foarte, foarte bună, dar dacă uh, am uh, deja foarte multă cantitate mâncată, nu mai îmi face bine. Așa este cu toate lucrurile astea, inclusiv cu vulnerabilitatea. Poate trebuie cumva conștientizată și într-o anumită limită. Eu îți dau o latură pozitivă a vulnerabilității, da? mm. ca și uh, mic uh, începător, creator al poeziei știi, mm -hmm. uh, ca să creezi, trebuie să dai libertatea să vezi orice, chiar dacă ești bombardat de persoane sau știu eu ce, alte forme de a te disturbat din fenomenul creației, știi? Și atunci începi să atingi și alte limite la care înainte nu te gândeai. Uh -huh. Dar asta înseamnă să fii liber, să nu uh -huh. mai stai să te gândești că ăla e așa, că ăla e așa, că dacă stai să... Analizez de exemplu, în poezia lui Eminescu, pui 100 de inși, să spună fiecare ceva despre ce înțelege din strofa respectivă, o să vezi 100 de păreri. Corect. Nu înseamnă că Eminescu... Dar Eminescu a avut altă trăire în momentul în care a scris uhum. strofa aia. avea alte gânduri. Da, corect. Dar noi avem uh, posibilitatea de a crea. Și când creezi, trebuie să fii vulnerabil, pentru că trebuie să absorbi totul din jurul tău ca să poți să scoți uhum. tot uhum. ce se poate. Dar are și la această latură negativă, să-i zic, că dacă eu aș avea o firmă bengoasă și Flaviu una care trebuie să o vândă, că are credite la bancă și eu știu că dacă nu-și plătește mâine, creditul e casa, mă duc la Flaviu și zic, cât vrei pe business-ul tău, care e concurența mea? Și el îmi spune că nu o vând. Băi, uite, îți dau atât pe ea, că știu că tu mâine, dacă nu plătești... Mm -hmm. Adică poți să faci și varianta asta, sau dacă el se ține bățos, negociez cu el și el știe că dacă mâine nu plătește, pierde casa și trebuie să plece cu familia de acolo. Și până da. la urmă, ia banii care îi dau eu. Bă, da, da. gândiți-vă la o chestie, te ascultându-vă, îmi dau seama de o chestie. Băi, vulnerabilitatea este oricum o percepție personală. Ceea ce, așa cum spuneți un poezie, ceea ce văd ceilalți este oricum opinia lor. S-ar putea, ta tu în vulnerabilitatea ta să vă adomască. Și atunci, întrebarea exact. este. Oare joc, stau să joc tot timpul asta? Deci, din punct de vedere ca autenticitate și vulnerabilitate, pot fi așa cum sunt eu, în orice moment, pentru că oricum celălalt are libertatea să vadă lucrurile fix cum vrea el. Și atunci aici este o chestie. Mai de ce să... De ce să de cum le vezi tu? Da, deci de-aia zic că pot să fi vulnerabil de viață până seara. Da, da. poți să fii. Ideea, eu, așa, eu sunt de părere că poți. Ideea este că sunt și vulnerabilități de care tu nu ești conștient. Corect, corect. Și asta vine de ea, apropo, de 20 de ani sau 50. Deci, deci nu durează până îți descoperi lucruri și sunt de acord 100% cu asta. Și alții, habar n-aveam acum 5 da, ani niște lucruri. Sunt față două variante. Dar. Alții le descoperă înaintea ta, deși sunt ale tale. tale. Da, corect. Și sunt alea două variante. Ce o spune și zice, băi, George, uite, aici cred că ar trebui să fie atent un pic, că s-ar putea da, da. ca alții să exploateze. Sau varianta a doua, George, îmi pare rău pentru tine, dar știi, uh -huh. business-ul tău nu mai e al tău, e al meu. Uh -huh. Dar tu afli după ce s-a întâmplat. Știi că da. pe bursa de acțiuni, în ziua aia, ți-a cumpărat uh -huh. 60% din, din portofoliu. Corect, din portofoliu, da. dar vezi. De, apropo de ce ziceați voi anterior, din punctul meu de vedere, Uh, vulnerabilitatea pleacă poate și din anumite frici pe care le avem. Da, păi de acolo pleacă, corect. Și de multe ori pentru a învinge acea frică, vrem să părem ceea ce nu suntem, de fapt. Da, și pentru tot ne, timpul. Exact. Totdeauna vrei să pare altceva și să pui tot felul de măști, cum ai zis tu, George, și să pare altceva decât ceea ce, ceea ce ești, de fapt. Da. Și ar fi ideal să fii autentic mm -hmm. și să fii exact cum îți dorești tu și cum ești tu ca om. Și oricum să ești într-un proces, aceala, așa cum ți și cătă. Exact. Oricum ești într-un proces. La peste 5 ani vei descoperi unele noi, unele nu o să le mai ai. Le-ai transformat în obiceiuri, habar n-am. Deci depinde și ce înseamnă vulnerabilitate. Pentru că pentru tine poate să fie ceva care este putere, da? Iar pentru altul să spun asta. Băi, ce e asta? Ce te comporți, mă, așa? Ce faci? mi-a spus mie cineva la un moment dat. Ce te apucă, mă, pe tine și predici pe acolo, pe la la hotelul Kronen și faci vorbești pe scenă. Pentru el era predicat. Pentru mine erau încredere și putere și iubire și orice aveam. Dar pentru el era o slăbiciune. Stau adică, înțeles? Pentru el era pf, eu nu m-aș mintea lui probabil pe scenă să fac ce faci tu niciodată. Înțelegeți? Deci de aia zic că asta e, e atât, de, atât de atât de, adică putem să vorbim despre vulnerabilitate în atât de multe aspecte, el este oricum o percepție personală. Deci dacă ai de ales, și asta este opinia mea, dacă ai de ales, fi tu. Da. Și atât. Că vei descoperi unele pe parcurs, că unele o să-ți pară, nu știu ce, că te simți că te... Unul te caută, te intră în tine, îți caută să-ți vândă, să te -ți explice sau știu ce. Vei simți, până la spui, mă, ai o țoală jos, dacă vrei să intri. zicem care e, bate la ușă, adică nu e. Știi? Deci, și asta iar este o chestie de încredere. Până la urmă, iară, alegerea este aparține. Bă, vreau să stau cu tine sau nu vreau să stau cu tine, vreau să mă comport sau vreau să stau în spațiu ăsta sau nu vreau să E libertate și pentru mine și pentru celălalt. Acum am o întrebare, pentru că cu toții, poate că pe vremurile noastre când eram noi mici, ne învățau cei de acasă să nu mai fi așa vulnerabili, da. să nu fi puternic, fi puternic. Vulnerabilitatea este de fapt o slăbiciune în sensul negativ sau ex, uh, există egal către putere? Care este părerea ta, George? Eu zic că este putere punct. Pentru că dacă, uite, vă dau un exemplu, chiar am o situație, uh, o fată cu care am lucrat uh, aproape un an, uh, șapte, opt luni de zile am lucrat și părinții au tot... Uh, eu știu, i-au tot pus în minte să termine facultatea de management, de whatever, că vei ajunge, vei deveni, vei, vei, vei. A trăit să demonstreze acest lucru părinților, când de fapt pentru ea era o plăcere să picteze, să deseneze. Și permanent i-au spus în minte că cum o să trăiești tu din pictat. Cine mai a auzit așa ceva? Pentru că părintele era, nu, no, probabil terminase facultatea de inginerie sau eu știu ce a terminat ce avea altă percepție. Și atunci s-ar putea să devină, o să ai rădăcina unui artist care poate să ajungă mă! Pentru că stă și pe timpul lui și îl petrece de alf, desenând fluturi. Dar acel tablou se vândă cu câteva zeci sau sute de milioane de dolari. De ce să oprești acest lucru? Pentru că și aici, vezi, aici apar, asta vorbim de, de autorități și cum suntem influențați. Să credem despre autenticitate sau despre vulnerabilitate că este nașpa. Exact. Și uh, să renunțe la acel gând în care mama i-a spus n a fost ușor și nici acum nu e ușor, pentru că știu că încă mai stă să vadă dacă și am spus, oricum, odată cu vârsta, ce vorbeam mai devreme cu Cătă, îți vei da voi la unde spui, bă, stai puțin așa, eu fac business, dar nu-i treaba mea, vreau să fac inginerie, dar nu mă simt împlinit aici. Bă, eu vreau să fac poezie, eu vreau să citesc, eu vreau să fiu, ce știu, orice altceva, cântăreț, lasă-mă, frate, să fiu ce sunt. Adică, mă rog, ce cerem. Știi care e asta cu percepția și blocajul, că Dau o exemplu la ce ai spus tu. Dacă tatăl este are percepția aia, poți să o mai schimbi. Dar dacă e blocat într-un fenomen, e foarte greu de schimbat. Oh, da. Și îți dau un exemplu întâmplat mie. Uh -huh. Mă plimbam prin magazin și mă uitam după colțare, știi? Și colțare, colțare colțare, colțare. Și nu mă uitam la canapele, știi? <laughs> și după vreo câteva luni văd o canapea care mă uluiește, știi, și zic, băi, dar am trecut de 20 de ori pe lângă ea până acum. Corect. Asta e chestia, când ești blocat într-un fenomen, e greu să vezi pe lângă. La fel și cu da, poezia, bun, asta știi? Doar, ce fain e asta, da. La fel și cu poezia, știi? Te-a pus să scrii poezie și vine câte unul și spune, a, nu, mai bine o scrie așa. Păi scrie mă tu poezia ta, <laughs> lasă-mă pe mine în pace. <laughs> <laughs> nu i poezia ta, e poezia mea. <laughs> Hai că asta a fost faină, da? <laughs> Corect. <laughs> Oh my god. Da, deci asta cu vulnerabilitatea, nu știu, eu cred că e un stare, pur și simplu, e o stare să fii și cam asta este. Acum, dacă lui mai place, lui tata îi place sau nu îi place, asta e viața, dacă partenerii, oricum vei învăța. Dacă stai și persiști în vulnerabilitatea respectivă și descoperi că în timp chiar ți-a adus nașpa și trebuie să o schimbi, o să o simți și o să o schimbi. Dacă nu, asta e viața, o să mergi cu ea până când mor și n-ai decât să mai e, un, ea, știi? mai e un exemplu bun în zona asta, ca cei care scriu cu dreapta și cei care scriu cu stânga, știi? Mm. Că majoritatea nu trebuie să scriu cu dreapta. Dar de ce, domnul trebuie să scriu cu dreapta? <laughs> vreau să scriu cu stânga. Da, 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 corect. Că așa, mie, mie e bine, că eu stângaci, eu totul fac cu stânga. Da, Gătesc, da. tai cu cuțitul, ia pune cuțitul în mâna stângă și încearcă să tai ceapă. Oare, da. oare ești vulnerabil dacă îți mm. pui mâna stângă? Cu siguranță, cu siguranță. <laughs> da, și ai și o problemă, te doctor da, să da. te cauți. Da. O, să Apropo de o chest... lacrimă. Apropo da. de asta, vulnerabilitatea niciodată n-am văzut-o ca fiind un, un defect. Cum zicea da, și mă, George, o vezi ca o putere. Și să-ți răspund la întrebarea pe care, pe care ne-ai adresat-o anterior, din punctul meu de vedere, pe lângă putere este și o libertate. Libertatea de a fi tu. Libertatea de nu. a te exprima și a face ceea ce îți dorești, fără să-ți mai pese. Efectiv, stă doar în cot de ceea ce zic ceilalți și ce părere au ceilalți despre ceea ce, a, ce ești tu și ce faci cont, tu. că nu poți să nu ții cont, dar nu să îți modelezi acțiunile și comportamentul după fiecare opinia sa. Trebuie să fii nebun. Deci, pur și simplu, trebuie să fii nebun. Deci, da, ai o provocare, dacă de fiecare, de fiecare opinie o iei în serios și te apuci o schimbă. Să dacă... fii totuși tu propriul tău exemplu, adică să nu... Bineînțeles. Da, asta e... Cum? și dacă ți cont, cum ai zis tu, George, să ți cont de părerea celorlalți, dar decizia finală să fie a ta, adică să fii tu. Da, bineînțeles. Și să fii aliniat cu ceea ce e în interiorul tău, nu ceea ce zic alții, pentru că o să faci ceea ce zic ceilalți din jurul tău da. și o să trăiești viața pe care și-o doresc alții, nu viața ta. Nu, da. Am o întrebare pentru că Cum eu sunt cu, cu întrebările, astea. Știi că Maria de când a venit aici este moderator. Da, da, și da, pregătește da, da, seara, da, da. zice cine am în interviu. Da, eu da, dănuțe, ia să vreau <laughs> să, <vrei laughs> să te întreb <laughs> pe <laughs> de ceva. Hai uh, <laughs> da, că acum și-a pus postura. Da, mi-am pus postura. Păi dar tu ești însurat de aia. da. spuneți mi un pic care e părerea voastră. Adică, deci nu, clar, ne dacă, dacă, Încrederea de sine are vreo legătură negativă sau pozitivă cu acest subiect al nostru, vulnerabilitate. Pentru că de obicei mm. slăbiciunile, ăsta uh, nu are încredere în el, e slab, e uh, frustrat, are, are vreo legătură, e de bine sau de rău. Adică am încredere în mine dacă îmi asum vulnerabilitățile sau nu. Eu râd că meu că de... Eram în, cu Mihai Stănescu în sesiune de coaching și la un moment dat, prin întrebări, eu aveam contractual, trei întrebări trebuia să adresez în sesiunea de coaching. Asta așa funcționa Mihai și detaliam o oră pe cele trei subiecte. Foarte bună idee în sensul de stăm focus, nu stăm și mergem pe câmp și ne întoarcem. Și, nu, stăm focus pe astea trei, le disecăm până când aflăm opinia dacă a uh, coachit. Și la un moment dat, ceea ce am observat la el de fiecare dată, e un om la 1,90, mare, fain, știi, îmbrăcat, bine, aranjat, nu știu ce, dacă stai să-l urmărești din poze, din YouTube, din nu știu ce, așa cum, știi, se pare un tip foarte sobru și așezat, oricum, doxă, adică nu doxă, două, trei facultăți, șase școli de coaching, deci e bun, n Și <laughs> când a intrat prima oară în camera unde făceam coaching, am văzut, mă, un copil, mă, dar ce faci? Și te și? Eu, stai să mi s-a șters instantaneu uh, și nu știam cum să reacționez. Deci, efectiv, nu știam cum să reacționez. Bună ziua, știi? să În, uh. în timp, după aceea se schimbă. Intră în starea lui și începe să povestim chestii. Foarte mișto. Și, la un moment dat, pe parcursul programului, am întrebat, uh, cum reușești, mă, frate, să faci chestia asta? S-a uitat așa la mine, mi-a cu un zâmbet din ea, dar foarte, foarte naiv, așa, știi, de copil, știi? Și spune, bă, să știi că, uneori în viață, trebuie să faci pe prostul. Ce înseamnă, trebuie o, să faci da. pe prostul? Dar să rămâi așa. Bă, hai puțin, important. Să faci pe prostul. Bă, să trebuie școală, înțelegi? Bă, să faci pe prostul, chiar să trebuie școală și trebuie să fii bun. Astfel încât, practic, tu, în vulnerabilitate, tu poți să fii așa, de fapt, știi? că tu poți să faci setarea când trebuie să pui un subiect serios și vrei să-l dezbatem, să dezbate, facem din el uh, biologie, eu știu, să-l disecăm, da. Dar era o stare de-a lui și el este, asta e starea lui, deci l-am văzut pe scenă, l-am văzut în diverse evenimente, el este lejer, dar dacă îl pui într-un subiect în care este să, nu știu, să-l dezbatem serios, e magnific. Acolo am văzut vulnerabilitate și de fapt ăsta a fost mesajul lui când trebuie să fii mai prost, asta era pentru mine, că eu eram foarte rigid și... Exact. Captare. Și cumva chestia asta mi-a durat, a stat, mi-a stat în minte niște luni și nu ce dacă vrea să spun asta, mă, să fiu prost, eu nu sunt prost, știi, adică mintea mea cum să fiu eu prost. Una e să faci pe prostul și una e să fii prost. Sunt că lucruri, am, eu... eu am, descoperit-o la mine că asta era o convingere limitativă de-a mea și că am lucrat la ea ulterior, mi-am dat seama de unde îmi venea, că nu avea nicio legătură cu viața mea, iar o poveste chiar din copilărie, am simțit eu -o, o chestie care m-a dus la gândul ăsta, dar în sine să faci pe prostul, însemna să-ți dai voie să fii Că dacă va fi nevoie, oricum te va ajuta creierul. Te va ajuta ceea ce tu ești deja. Deci nu dacă ai nevoie să te pui în situația să rezolvi lucru, să dai un presupus și așa mai departe. Dar asta este să poți să faci pe prost, știi? Dar mi-a spus într-o manieră în care mi-a deschis așa, știi, să înțeleg. Nu, no, asta este de fapt toată chestia. Din momentul ăla, bine, după ce am conștientizat, după ce am început să o aplic, știi, că încep cu stângul, Bă, nu, fiu prost, că nu, eu nu prost, știi? mi-am seama că de fapt eu eram prost în fiecare zi pentru că nu înțelegeam chestia asta. Înțelegi? Și nu-mi dădeam voie să pot fi eu. Multe lucruri s-au schimbat din secunda aia și vorbesc de ultimii 2-3 ani. Deci multe lucruri. Am primit inclusiv feedback în anumite companii sau traininguri unde eu sunt, Flaviu știe că a fost după mine pe la team building-uri, eu sunt destul de așa cum sunt și acum, direct, el știe că m-a văzut. Că sunt 100 de oameni, că sunt câți oameni, mă comport exact așa cum sunt. Și au fost feedback, de exemplu, am primit feedback, de exemplu, din partea unor cursanți, că sunt prea dur, sunt prea agresiv, sunt prea nu știu cum. Și am spus exact asta, i-am spus și celui care m-a angajat. Și am spus, îmi pare rău, ăsta sunt eu. Căutați-vă pe altcineva. Eu nu vreau să joc frumos după... Asta ar însemna să nu mai fiu eu. Asta ar însemna ca... Zic, dar pe de altă parte, că era, chiar era un subiect anume pentru care s-a și dezbătut treaba asta, i-am spus, uite te în spatele mesajului pe care l-am transmis și vezi cine a primit mesajul și cine a oferit feedback. S-ar putea acea persoană să aibă nevoie de ajutor pe tema asta, știi? Și zice, da, dar știi, la noi în companie, și zis, du, la voi în companie, adică modul în care tu transmiți informația în organizație este deja un filtru în care toată lumea trebuie să joace după un anume șablon. Zic, eu am vrut să scot oamenii din zona de confort, să fie ei și am transmis asta. Dar vezi, asta este o percepție. Ce să fac? S-a întrerupt un contract. Asta este. Eu nu am schimbat asta pentru că dacă nu te schimbi, nu mai ai la mine. Asta e viața. Mă duc acolo unde cineva o să spună, bă, îl vreau pe omul ăsta. Așa cum este el, e minunat. Mai înțeles? Și asta se întâmplă și în viața de zi cu zi, nu? Prieteni, relații. Da? Te iubesc așa cum ești. Da? Mă place de tine așa cum ești. Punct. Deci încrederea în de sine o, are o legătură foarte mare cu vulnerabilitatea. Vulnerabilitatea, da. nu mi să cuvântul niciodată, mi se împlăticești. Da. gândiți gândește dar, la vulcan. Dar cu, <laughs> dar cu comunicarea. Da, aceeași chestie, că tot toate se duce, da. Stai, greu. Eu zic că au o mare legătură amândouă, și încrederea în sine, și în comunicarea, Uite că pentru exact. că dacă n-ai încredere în tine sau în. <gânt> dar fii atent cine a răspuns, -a dar știi și de ce? Că el a răspuns. Stă acasă cu lumini, cu microfoane, cu camere, cu și-a făcut și să studio, mă rog, a început să facă un studio. Dar el nu postează, știi? Vă prima și postează, oameni bun. El este Flaviu Mușat, începând de duminică, veți avea de la ora 20 un podcast, video podcast făcut de el. Mulțumesc pentru deci, Ai, deschidere. Temă, ai temă, de lucru acum. Am și timp de pregătire. <laughs> de ce am până mâine seara? De zon. să dai drumul, să fii tu, să fii vulnerabil, că e în regulă. Da. da, deci asta este, deci încrederea în sine, da. Și cum e cu încrederea în sine? Dar. Iar ne întoarcem că mai ai făcut subiectul ăsta o dată. Dacă ai încredere în tine, ești relaxat și poți să o faci și pe prost. O, oh, da. O, oh, da. O, oh, da. Și uh, vezi tu că, de fapt, de multe ori, relaxatul ăsta este acea liniște, știi? Cu zâmbetul la tâmp, așa, și spui, bă, am un pic de treabă. Mai revin, când? Săptămâna viitoare, dacă ai timp, <laughs> știi? sau, dacă ai tu timp, știi unde mă găsești. <gânt> Ceva de genul ăsta. Da, deci uite, asta apropo cu înțelepciunea uh, și vulnerabilitatea și chiar îți dă libertatea asta. Știi că te vezi că educația, în totul și la educație, cu cât te duci, te cunoști, uite, te cunoști oameni, îți din vânzări, că stai și asculți, vine, le pui într-un filtru personal, nu oricât de nu poți să fii guru, da? le pui într-un filtru personal educat și decizi în momentul ăla să fii fighter, să zici, bă, mă, mă duc la o plimbare, de ce? Bă, simt să alerg. De ce? Așa simt eu asta să alerg. Ai înțeles? Cu siguranță răspunsul are o mie de înțelesuri pentru cel care nu a înțeles mesajul de la tine. Ai înțeles? Dar asta este iar o formă de vulnerabilitate. Că o pun într-o manieră și o simt în interiorul meu, Când, dacă intri într-un spațiu de fight, acolo, acolo te pui ziduri și uite, uite cât de prost sunt. Exact, și uite de cât de, de nu mă pricep, nu știu unul de a. Și atunci, oricum este un improvement. De azi zic că uitați-vă la voi și cred că fiecare, acum 5 ani erați într-un fel, după 5 ani nu mai sunteți. Oricât de... N-ai cum, experiența în sine, nu știu. Poiați. Oricum, o, zi. Mai am o ultimă întrebare. <gântu -i> stai, 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 să de noi. Te deci noi, facem noi oricum suntem o -o educați de mici în convingeri limitative. Corect. Alea sunt așa, alea sunt doar așa, alea... și în momentul în care vrei să sar pârlează și să vezi cei dincolo de... e până acolo și cei dincolo, vine lumea și spune, a, nu e bine așa. Da. Nu, revin-o. Revin-o la noi, aici, că aici e bine. Da. E, și atunci, din... Chestia asta, că descoperi că totuși există ceva și dincolo de zid, chiar dacă e doar eter, există, da. atunci scap de vulnerabilitatea de a, nu, de a nu face ceva greșit. Și atunci treci și te explorezi și îți dai voie să fii tu, descoperind alte vulnerabilități, că până la urmă nu sunt limitate. Cele mai multe descoperiri, invenții, au fost descoperite din vulnerabilitate. Atunci când au spus, asta este părerea mea, asta simt, asta vreau să creez. De la Elon Musk, de la, eu știu, Steve Jobs și așa mai departe. Și sunt o grămadă de exemple. Citeam acum, și chiar am făcut review la cartea cu Înțelepciunea Evurilor de doctorul Dyer, unde sunt 60 de uh, capitole, acât o, fiecare capitol dezbate de o poezie, și chiar îți recomand cartea, că e foarte mișto dacă nu ai citit. o mm -hmm. sau articole din diversi autori, istorici și așa mai departe, care exact acesta este mesajul. Din acel loc, atunci, la vremea lor, unii au fost pânzurați, tăiați, și respinși și. Vrăjitoare. Sau vrăjitori și, da, și ascunși în păduri și așa mai departe, și sunt diversi autori, englezi, americani, indieni, libanezi și așa mai departe, unde și-au ascultat instinctul și chiar asta era, la un moment dat, un pasaj în carte, spunea în care, la vremea respectivă, era alungat pentru că avea tot felul de teorii și filozofii despre uh, lume, iar astăzi este uh, material de studiu în Harvard, Cambridge și așa mai departe și nu poți să, dacă nu treci la materialul, nu știu care, și așa mai departe. Deci imaginează ce înseamnă asta, să crezi, apropo de încrederea în sine, să crezi în, în, în ceea ce ești, simți și să te duci, indiferent de părerea, opinia, modelul cultural, omenesc și așa mai departe. Deci asta înseamnă vulnerabilitate. Întrebarea mea era, vis-a-vis uh, -vis de vorba aia, dar ce zice lumea? Știi că foarte mult, asta. foarte mulți, foarte mulți să izbesc de întrebarea asta. A, ah, mie mi-ar plăcea să, mie, eu simt să, da ce zice lumea? Asta e nasoală. Cum da. facem aici? Păi, nu știu ce zice lumea. Acum a, Și ce ziceți oameni buni? Avem acolo un chat. Oameni buni, dacă sunteți cu de noi, vă mulțumim. Noi am, chiar asta cred că e un podcast în care am vorbit numai noi cu noi. Am uitat de camere. Uh, ce zice lumea despre subiectul acesta? Suntem nebuni? Adică suntem patru nebuni aici care dezbatem vulnerabilitatea sau suntem faini? Ia să ne... Dacă lumea comentează că noi nu vedem ecranul, să ne zici ce zic. Să ne, ne dau hate sau ne dau like. Uh, ce spune lumea? Contează ce spune lumea. Exact asta vreau să, voiam să să întreb. Nu. Deci oamenii contează ce spuneți. Mai contează, contează. Gădeai da. facem emisiunea. Apare un dar acolo micuț și cu Contează ce spun, dar Ui. contează mai mult eu și cum mă simt eu și ce cred eu și ce vreau eu în viața mea. Că e a mea. Da, o, ideea este că aici transmitem și niște mesaje pentru toți ceilalți care ne urmăresc și Uite, da, uite, ce să vedem. Dorin, Diana, bună dimineața. Uite că avem lumea. Diana spune așa: Poți să fii de dimineață până seara, pentru că uh, altfel unde ar mai fi autenticitatea dacă limitezi starea ta, pentru că trebuie să respecti un șablon. Uite, mă și oamenii din uh, online. Mulțumim, Diana este. Uh, da, ne, ne urmărit. Da, suntem foarte tari, spune Dorin. Mulțumim, uh, uite, îți facem cu mâna. Uh, mulțumesc, Dorin. Uh, deci despre asta este vorba, apropo de uh, vulnerabilitate. Eu zic să fim noi. Eu zic să fim noi și să ne dăm voie să evoluăm. Pentru că versiunea mea cea mai evoluată, a voastră, fiecare cu el, stă din această exploatare a vulnerabilității. Pentru că exploatarea vulnerabilității este un teren cunoscut pe de-o parte, dar și nou. În care dacă încep să gândesc, uite, aș face chestia asta, ce zice lumea? Fac, adică ce zice lumea? Stai puțin, vreau să exploatez, simt că vreau să fac chestia aia. o fac. Și atunci mă dezvolt. Peste 5 ani întreabă mă ce am făcut cu această vulnerabilitate, care pentru alți oameni ar fi fost un pericol. Cu siguranță am evoluat. Dar am încercat ceva, nu am stat într-un șablon, așa cum spunea și Diana. Despre asta este vorba și mai este vorba, cum spuneai și tu, despre dezvoltare, despre evoluție. Ce da. Nu te poți maturiza, nu, nu poți evolua, nu poți să te dezvolți, să devii un adult asumat decât dacă dai cu capul de toți pereții și păi, da. înveți pe propria piele cum este în X situație. Și atunci trebuie să-ți asumi eu. De fapt, nimic nu trebuie, dar indicat ar fi să fii tu și să-ți asumi aceste vulnerabilități și să nu le privești ca pe ceva rău, ca pe ceva nociv. Da. Și chiar ce zice lumea ne <coughs> vorbește oricum. În Gran o vorbă ceva? Am nevoie de noi hateri, că ăștia care i-am au început să mă placă, știi? <laughs> Foarte da. că, Deci, cam asta e. Deci, dacă știi și eu care la un moment dat te, te hăituiesc sau nu sunt de acord cu tine, la un moment dat încep să te placă uh, și să-și dea seama, să regăsesc să, și tu să mergi mai departe. Că dacă stai să asculți opiniile oamenilor care nu sunt de acord cu tine, tot timpul, uh, la un moment dat te duci pe un șablon și modelezi părerea altora. Pe de altă parte, evident, ai și ținești de educație și ce înseamnă, cum ți-ai creat acești pași către ce vrei să devii. Uh, nu poți să fii pe înțelesul și pe limba tuturor. Nu există limbaj cum că atunci înseamnă că aveam toți setările, aceeași cărți, aceeași experiență și atunci vorbeam clar, ne-am de altul pentru că și știu ce vrei să-mi povestești. Asta e frumusețea. Deci putem fi vulnerabili, oricum nu avem nimic de câștigat sau de pierdut. Pur și simplu să fim noi, eu cred că este suficient, părerea mea. Deci ne chinuim altfel. Deci pur și simplu un chin, așa pare, sunt liber, asta e viața. Emoțional e ok să fii vulnerabil. Pe business, cred că trebuie să ai un pic de grijă. Depinde și uite, vezi, mm, am stat în business. Și la 27 de ani când am început businessul, veneam după o experiență de câțiva ani de zile în care eram mega curtat și căutat și tot timpul aveam, aveam un șablon și o etichetă de. Uh, cel mai tânăr, cel mai, nu știu ce, executiv și așa mai departe, foarte bună de, pe de altă parte. Și mi-am luat o imagine îți spun sincer și a durat niște ani care simțeam că nu mi-aparține și asta știți ce la ce nu m-a condus? La evoluție. Pentru că eu am rămas în minte cu secvența aceea și permanent replicam acea secvență cât am putut de tare și îmi dădeam seama că de fapt eu am stat pe loc. Deci în anii în care a urmat o perioadă de timp au funcționat bine, pot să spun, care m a oprit, fără să-mi dau seama. Iar în momentul în care am început să devin vulnerabil, era altă persoană. George era alt om. Nu mai era omul ăla cu statut la 27 ani. Stai puțin. Eram un copil nebun. Da, da, am accesat al domeniu. Am accesat al nivel care, de conștiință, că care asta e. Și aia, dar și domeniul s-a schimbat. Ai trecut într-o zonă în care ai putut să te manifeste exact cum îți doreai, de fapt. Uite, a, uite, hai să zic o chestie. Într-adevăr, ai dreptate. Vulnerabilitatea în business m-a condus la, aș putea spune, eșec. De ce? Pentru că am fost deschis. Pentru că am comunicat asta în jurul meu. Planurile mele erau destul de cunoscute, dar am plecat pe încredere. Adică am pus încrederea, vulnerabilă, vulnerabil fiind, că toți oamenii sunt minunați și că toți oamenii te urmează și că toți oamenii nu știu ce. Nu mi-am schimbat părerea asta. Și zic și de ce ceea ce eu sunt astăzi, nu sunt oamenii care au încercat să fure această vulnerabilitate, să fure din vulnerabilitatea mea. Clar. Fure cu ghilimele de rigoare, să da, Exploate. și asume, să exploateze, da? să nu se înțeleagă greșit. Da? Deci să au, unii, sunt oameni care au profitat de libertatea asta și de legi, de ce spunea, ce spunea l și Flaviu. Și am avut belele, dacă mă întreb pe mine, 100%. Dar am învățat niște lucruri, iar ceea ce și asta, apropo, că am mai auzit această discuție și în business. Bă, un om poate să scopieze afacerea. Un om poate să scopieze pașii, sistemele, procedurile. Bă, dar pe tine nu te poate copia nimeni, mă. De ce? Pentru că când te trezești dimineață, tu, individul, ai o idee pe care nu are celălalt. Are un mod de abordare a lucrurilor care nu este ca celălalt. Așa că toată lumea poate să copieze. iPhone-ul se copiază, Tesla se copiază. Cel chinezii sunt artiști. Acolo te duci și vezi o altă lume cu alte etichete. Dar e aceeași lume, de fapt. Dar nu niciodată nu ești Elon Musk, niciodată nu ești Steve Jobs și nu mai contează, sau Cătălin Anton. De ce? Asta înseamnă să fii. Până la urmă, da, poți să pierzi, poți să fie pe o perioadă scurtă și asta e viața, dar s-ar putea să fie nevoie și de chestia a fost nevoie pentru tine asta ca să, faci o altă, să te duci într-o altă direcție. Acum, uite, apropo de galeria, știi, Eu am văzut să chiar un film de curând pe Netflix, apropo de competiția între companii farmaceutice. Eu, nu știu dacă l-ați văzut, vă și vi și -i Foarte mișto. Deci dacă stai să vezi din spatele filmului cu Julia Roberts, actor fain. Uh, unde era, știi, să fure crema cea mai cremă, era vorba de lansarea unui șampon de păr care își regenera părul și așa mai departe. Și era competența două companii mari farmaceutice, în care fiecare companie avea un departament de spionaj, mă, exact ca la uh, CIA, știi? Fiecare studiau camere din parcare, câte persoane, totul, hăcuiau în așa fel încât să afle secretul. Ca în momentul în care celălalt să Vrea să lanseze ceva, asta deja să apară cu produsul respectiv pe piață. Ceea ce s-a și întâmplat. Asta a fost subiectul filmului. Dar la final, exact în ultime, știți că acolo se dă. Se se <gângânt> vezi adevărul filmului, este că, de fapt, tot jocul ăsta l-a creat chiar unul dintre. Uh, a lăsat senzația, adică a pus, a aruncat uh, hârtie, a scăpat o hârtie, uh, cumva a angajat, de fapt, în echipa celor de spionaj, un om care era de a lui și plătit și așa mai departe. Teoretic, a jucat acest rol și, la final, a vândut-o. Uh, le-a vândut o rețetă care era de fapt o cremă de mâini și nu era acel produs revoluționar, Iar în final, evident, el a lansat produsul și a crescut compania. Deci, da, poți să o joci. Poți să o joci. Dacă vorbim de business, poți să arunci pastile pe care alții să o muște și să înțelegi dacă vrei să faci asta. Și poți să te manifesti foarte vulnerabil cu zâmbetul pe buze, să spui, dar cum să nu, noi inovăm și vom lansa produsul ăsta, care va fi nu știu ce. Și tu, de fapt, să lansezi cu totul altceva acolo inteligență, dacă mă întrebi. Și gândește-te că, uite-te că ai stat în campanii politice, câte avioane s-au aruncat ca să-ți distragă atenția și în partea cealaltă se întâmplă ceva. Iar asta nu este un lucru care... Deci, îți trebuie un pic de minte să poți să faci asta. Dar poți să fii vulnerabil. Poți să spui, dar chiar crezi un produs nou. Voi, voi rupe piața. Spune, a, trebuie să descoperim ce. Băi, am descoperit că paharul ăsta va sta pe muchi așa. Perfect, și noi o să-l facem. Și pun toți cheltuie, bani, să punem pe muchi, că l-a inventat și îl lansează altceva, nu știu, în contează. Deci poți să te joci și cu chestia asta, adică nu înseamnă că dacă știi și ai încredere în tine, apropo de asta, poți să o joci de nu se poate. Dar trebuie să te o minte un pic, adică, da, eu sunt vulnerabil și declar în presă și spun și fac și drept, dar la final e cum vreau eu. Mai înțeles? Asta e deja manipulare. Stai puțin, dar eu am grijă de produsul meu. Categoric. Va fi o mașină. Categoric. Va fi un microfon. Da, ieșim din zona emoției personale. Deși pot, să, e... deși pot să vorbesc despre microfonul meu că este cel mai tare și va avea undele, nu știu cum. Și, dar în final pot să scot căști. Deci, cum mm -hmm. să fim serioși și că... Și până la urmă e vorba de vocea ta, de fapt, nu? de Da. Da, aici e inovație, creativitate. Deci, cu dar, siguranță, da? știi, adică, dar nu să, cu cât o să opui rezistență și să te ascunzi, să nu știu, faci curioși. Da? Și curioși vor găsi metode să-ți duboă rezidurile fără să. Ai. Dar dacă știi să joci, să fii deschis, în final tot de tine depinde. Creator de business, creator de conținut, om pe planeta asta, tot de tine depinde. Și cum îți gestionezi asta în minte, fără să-ți uh, ascunzi cine ești și cum ești. Cum o prezinți? Dar cum o prezinți fără manipulare? Eu doar am spus că e verde, n-am spus că este verde cu picățele. Asta este. Ai lăsat-o oricum. Este decizia celui care ascultă informația, știi cum o, o filtrează spune un pic, dacă vulnerabilitatea egal autenticitate și vulnerabilitatea totodată egal slăbiciune, cum stăm cu a ieși din spațiul de confort? Pentru că sunt mulți care ce stau în Spațiul lor de confort și le este teamă să iasă de acolo pentru că, vezi, doamna el e slab, el e nu uh -huh. știu ce. Aia și atunci, fapt. practic, eu, dacă mi-asum niște vulnerabilități pe care le am, niște slăbiciuni, și ies din spațiul meu de confort și wow, ce zice lumea, rămân totuși acolo că e mai călduț sau ies totuși și îmi asum vulnerabilitățile? Uite, îți dau un exemplu primul seminar care l-am făcut, am plecat cu o idee împrumutată despre cum să faci prezentări pe scenă. învățată de la Paul Ardelean. Despre subiect, statut, imagine, așa cum am creat toată povestea asta. Păi am terminat primul seminar, al doilea, al trea. Aveam o părere extraordinară despre el. Feedback-ul era împărțit. A fost prima oară când am contact cu feedback-ul. Mi-a fost foarte greu să înțeleg, bă, simțeam că nu sunt eu în toată povestea. Deci simțeam că nu sunt eu. Până într-o zi. Când Cred că în ziua eram și puțin obosit și nici nu aveam chef și eram așa cum eram eu. Și m-am dus pe scenă la Speakers Club și am făcut o ediție așa cum am vrut eu. Au venit după aia, au stat, nici nu mai plecau din sală. Băi, a fost extraordinar! A fost ceva ce n-am mai văzut la tine. Și eu ziceam, bă, deci chiar nu m-am simțit bine, frate, deci eram obosit, n-aveam niciun chef. <laughs> de fapt era că autentic. Era eram autentic, frate, exact. și eram vulnerabil. Da? deci asta era. Deci descoper chestia asta și de atunci. Nu m-am dus fără chef, m-am dus cu chef, dar am fost așa cum am vrut eu, știi? Adică asta a fost toată chestia și asta e o chestie interesantă. Deci poți să o descoperi și din greșeală, știi? Categorii. Da, deci descoper că de fapt, bă, aia e cea mai faină. Și vreau să zic că și comportament sau modul în care fac a avut și cel mai mare impact în orice am făcut. Deci aia de fapt o chestie interesantă. Deci st Fine. stând ca bou acolo, știi, să, sau mă rog, în funcție de animal, <giric> uh, să, stai, să stai acolo să te gândești, bă, să dau bine, să prezint nu știu cum, să... Da, ia, fi. Și vezi ce se întâmplă. Să iasă cu aplauze. Fi prezent. Da, exact. Da, exact. Uite, apropo de asta, îmi vine și mie un exemplu, chiar discutam cu un prieten în zilele astea și îmi recomanda să fiu așa, să fiu în, în diferite feluri. A? Și nu m-am regăsit absolut deloc în. Dar ce ți spuneam, ce a trebuie a să fi? fii? Unde? Mai înalt că Ma, nu poți. Să mai <rătări> să profiți da, nu, da, am, mai, da, <rătări> da, mai plătos. Da, <rătări> <rătări> mai că trebuie să fii mai, să profiți mai mult de, de anumite lucruri care sunt în, în jurul profiți? tău. Sau, da, să profiți? Deci și să profiți vulnerabilitățile, adică... Exact, să tratezi și să te folosești de vulnerabilitățile oamenilor din jurul tău. Ai manipulare Profiți, exact. manipulare, deci a spus-o în descrierea expresiei, a spus exact da. ce vrea. Omul îți uh, recomanda să faci business, nu? Să da. da. Fi diabolic, Flaviu. Ceva, ceva. Da, nu da, Chiar da, atât, dar da. da, cam în direcția respectivă. Și am zis, uh, îmi pare foarte rău, ăsta sunt eu, asta pot să fiu. Și mm. asta voi fi. Când voi fi altceva, poate atunci voi face Ce altceva total de și așa mă distrez. Și deci, pentru mine chiar care a fost cu povestea eu... lui. Vai, dar ce eu și dacă mă prind într-o discuție de asta, deci ar fi fain de văzut. Deci cred că e de cinema. Mă distrez maxim. Deci mă distrez maxim. Pentru că atât de tare am instalat în mine autenticitatea și vulnerabilitatea și ideea în sine de a fi, încât și studiat, atenție, deci am studiat-o și deci, pur și simplu iubesc subiectul ăsta, Încât efectiv dau să mă gândesc, pentru că vorbim de a, inf a influența oameni, de a ajuta, dacă vrei să sprijini, nu ajuta, de a sprijini și a influența, băi, nu de din loc ăsta poți să o faci. Pe cuvântul meu, doamnele, cu atât mai mult, dacă stai să te gândești că vor fi doar un număr de oameni, că nu sunt toți, n-ai cum să influențezi pe toți. Iar poți să mărești acest grad de influență pentru că fiecare strat pe care tu îl influențezi vor fi alți oameni care nu îl vor influența alți oameni și mai departe. Dacă ai influențat suficient de puternic un om, cinci oameni, și acei oameni vor influența în felul său cu filtrele lor, acolo e impactul. Deci aici este toată chestia și să ai libertate. Să te trezești dimineața fără să te să gândești unde merg astăzi. La podcast. Aulă, stai și mă gândesc cu Cătălin. Cătălin este plin de istorie. Mă bucur, frate, că știi. Deci are omul ăsta... Deci la cât a studiat istoria, pentru că ți-e și îți place și te ai și folosit în ceea ce faci, îmi place. Eu studiez acum din cărți diverse, depinde de subiect, dar tu ai chestia asta. Nu am nici o La un moment dat, mă prinsese într-o discuție, nu înțelegeam nimic. Adică, înțelegeam, dar nu -aveam, aveam date istorice. Stăteam și eram ca un copil, absorbeam informații, știi, mai zi, știi, că îmi plăcea ce auzeam, știi, și învățam de la el. Contează și forma zi? de livrare. Contează enorm, corect, corect, corect. Asta nu înseamnă că m-am simțit mai nu știu cum, nici de cum, m-am simțit perfect, pentru că am lângă mine ceva care este foarte bun pe chestia asta. Extraordinar. Flavio. Așa, Flavio, Flavio Fitu. Flaviu. <laughs> Flaviu, fi tu, frate. Deci nu contează cine, exact cum, Exact asta de am, ce... și, am și, am vrut să zic că la momentul respectiv, din experiența cu, cu, acest prieten, că pentru mine a fost o confirmare că sunt ok și s aliniat cu ceea ce sunt eu. Păi da. Și eram am păcat cu ceea ce D sunt. Dacă vine, cu ceea ce ar fi vrut el să fie. Dacă vine altul din exterior alt. și te a zice, asta are convingeri limitative. Da, da, sigur, <laughs> <și gust, încă laughs> dar... păi, este, sunt ecourile proprilor propoziții, știi, cam asta e. Deci ai fost autentică astăzi și vulnerabilă, Maria? Cea mai vulnerabilă. Ah. Tu ai fost vulnerabil și autentic astăzi, domnul Cătălin. Da, și le știu și pe alea... Nevulnerabile. Ne <laughs> tu, domnul Flaviu? Și eu am fost vulnerabil, relaxat. am fost eu, da, m-am mai relaxat și... Îți place la Power Podcast? Cum să nu? Cum se va numi canalul pe care îl vei face? Ca să zice acum la oameni, acolo-i camera... <laughs> Chiar oh. pe drum, gândeam, nu știu, poate Flavio Podcast sau mai mult ca sigur Inspire Podcast. Da, ah, sună bine. Nu contează, important să începi. Să-i uh, drum. să dai drumul, da. Deci mai mâine, bune, la ora mâine la ora 8 o să-l vedeți pe domnul Flavio cu primul uh, uh, podcast vlog, nu știu cum o să se numească, dar important să-i dea drumul. 8 sau 20, ca să știm sigur. 20. <laughs> 20, da, să, de seară la. Da. Așa. Succes, Flaviu. Succes, Mulțumesc. Bine, eu știu că asta că de câteva luni se tot uh, antrenează aia drumul odată. Oameni buni, acesta a fost podcastul de, de, de astăzi despre vulnerabilitate. Ce Cu ce vreau să închei este faptul că Dan, colegul meu, mi-a promis că uh, toate podcasturile vor sta din uh, momentul acesta. Bine, de fapt de săptămâna trecută tot uh, facem acest lucru vor sta sub brandul Imaginea Power Podcast, adică inclusiv podcasturile pe care le fac săptămânal, care sunt postate pe Spotify și YouTube, vor se vor muta pe Power Podcast. Deci tot ce va semna video, video podcast și podcast în sine va sta sub acest canal. O perioadă de timp vor fi postate inclusiv pe canalul George Nedelcu. Ulterior o să ghidonăm și ghidăm oamenii să meargă direct pe Power Podcast. Ediția de sâmbătă o să fie cu oameni mai mulți oameni decât eu da, și căutăm să fie subiecte altfel ghidate că, putem să spunem ediția pentru tineri, ideea în sine este că nu mai vreau să am și acolo și acolo și acolo, era obositor pentru mine să faci șapte poze, descrieri diferite și așa mai departe și am, asta ar apropo de cum evoluează lucrurile. Uh, și am zis, oricum transmit acest lucru prin toate podcasturile, așadar uh, stați, uh, stați aproape, Power podcast o să fie doar despre podcasturi și video -podcast cu diverse subiecte pe care deja le-am abordat, uite, în 4, în 2, în 3, într-unul. Uh, tineri, da, uite, poți să moderezi într-o zi, poți să faci. Uite, ar putea să facem o chestie. Dacă tot te pricep la moderat, eu zic să strângi trei gagici cu tine patru și să faceți un podcast, dacă vreți, aici, voi căgicile, Ce ziceți? Sigur. Ai găsit trei gagici care să facă podcast în tine? Sigur, dacă nu mă dublez, mă triplez, nu Plus știu. Plus că fiți atenție, cei care urmăriți, dacă vreți mă să clonez. faceți, dacă vreți să intrați într-un podcast alături de noi și poate să fie chiar o fată, avem un canal al mixerului care îl folosim tehnic. Noi putem să luăm direct din direct din telefon sau din video, automat și puteți să intrați să intrați alături de noi a invitat, așa că puteți să ne scrieți, să alegem un subiect. Uite, poate cu Dan o să facem, o să dăm un pic din timp subiectele pentru următoarele podcasturi, și astfel încât să luăm și audiența alături de noi, pentru că nu, noi tot patru, mai poate fi 5, deci sau 2 plus 1 sau 3 plus așa. Ideea este să putem să facem un subiect fine sub acest nume de power. podcast e deja cunoscut, dar power e vorba de împuternicire, de încredere, de fiecare înțelege cum simte Weekend frumos, oameni buni și vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați alocat alături de noi. Mulțumesc, Flaviu, pentru drumul de 152 de kilometri, Cătălin de 13 kilometri. Și vă mulțumesc că ați venit alături de mine și a fost un subiect fain. Mă bucur să fac cu voi podcast. mie îmi place. Și noi. Weekend frumos. Weekend frumos, oameni buni. Weekend